am luat-o pe cărăruie și am ajuns la un releu. Probabil aici e un vârf de stâncă pe care o să mă cațăr, dacă tot am ajuns până aici și m-am văzut un șarpe. Nu mai mă cațăr. Aoleu, ce m-am speriat. Fuu. Cred că era o viperă. Am găsit o coajă de banană să-i ademenesc cumva. Băi, uite ce am. Nu-ți pasă, a? Dă-te bă mai colo. O teorie a conspirației zice că de aici, din stânca Gibraltar, este un tunel care duce până în Africa. Poate o fi chiar ăsta. Poate mă trezesc prin Maroc. Salutare și bună dimineața de pe Costa del Sol din Spania. Din nou în mașină, din nou la drum. Astăzi mergem în sudul extrem al Spaniei, de fapt în sudul extrem al Europei, pentru că vrem să mergem până în Gibraltar. Încă de dimineață ne-am urcat în mașină, deja suntem în ștau, fiind o zi de lucru, aici e circulație foarte mare, nu e ca în weekend. Avem de mers vreo 80 de kilometri. Avem de gând să lăsăm mașina în partea spaniolă și după aia să trecem pe jos în teritoriu numit Gibraltar. Am intrat și pe autostradă un picuț. E la fel de aglomerat și aici, autostrada plină. Mai avem vreo 30 de kilometri, ne-am oprit să facem plinul la mașină. 1,60 € de cenți e benzina aici în Spania. Am oprit aici într-un mirador înainte de a ajunge în Gibraltar. Acolo este Gibraltarul. Gibraltarul de fapt este o stâncă în jurul căruia s-a dezvoltat un orășel. Încă aparține de UK, de Anglia, acest teritoriu. Foarte interesant. E spus că pe aici a fost invadată Spania de către arabi. Aici a fost capul de pod. Gibraltar înseamnă Jabal al-Tariq, generalul arab care a cucerit Spania. Anul 700 și... Aia se numește Gibraltar, Jabal al-Tariq. Impresionant arată această stâncă. Din ce ne apropiem de ea, din ce e mai maestuoasă. Ne apropiem din ce în ce mai mult de stâncă. Vom merge într-o parcare aici în partea spaniolă, după aia mergem pe jos. Am lăsat mașina aici într-o parcare subterană. De aici plecăm spre Gibraltar pe jos. Va trebui să intrăm într-o vamă, pentru că da, aici e o vamă între Spania și Gibraltar. Hai să vedem cum ne descurcăm să trecem. Mă așteptam să fie mult mai aglomerat aici, dar nu. Astăzi fiind marți, probabil de asta, e destul de liniște. Mergem înspre vamă, cred, că încă nu știu sigur unde e vama. Da, pe aici e un loc pietonal, probabil pe aici să merge spre vama. Clar, acolo e vama. Văd steagul Spaniei și steagul Angliei. Iar aici, stânca Gibraltar, pe care sper să putem urca. Dintr-o dată s-a aglomerat foarte tare. Tocmai au oprit niște autocare pline aici. Da, vom sta ceva în vamă, clar.
asta e, n-avem ce face. Am nimerit exact în timpul în care au ajuns și niște grupuri. Da, destul de ghinioniști să prindem exact două autocare pline în fața noastră. Chiar dacă a fost multă lume, am trecut în două minute de vamă. Eu vreau ștampilă în pașaport, dar se pare că nu ștampilează nimeni aici pașaportul. Chiar dacă le-am zis. Plânge după ștampilă. Chiar dacă le-am zis că vreau ștampilă, n-au vrut să-mi pună. Hai să trecem de grupurile astea și să o luăm pe jos înspre stâncă. O să avem de mers ceva, vreo 2 km, 2 km jumate din ce am văzut eu pe hartă. Da, nu-i niciun fel de problemă, avem tot timpul, avem toată ziua la dispoziție, numai să nu vină ploaia. Vind un autobuz care aici în stație, am întrebat cât costă și e 3,60 € dus întors până în centru. Am luat autobuzul, economisim timp, așa, era de mers ceva până acolo, vreo 2 km, 3 km. Și am plecat spre centrul orașului. Aici se întâmplă un lucru foarte interesant și anume drumul traversează exact pista aeroportului. Cred că e un loc unic în lume unde se întâmplă acest lucru. Trecem fix pe la baza stâncii. Are 420 de metri această stâncă, dar pare mult mai înaltă. Gibraltarul este unul dintre cele mai aglomerate locuri din lume, aici trăind aproape 30.000 de locuitori și teritoriul e de 6,8 km pătrați. Ar trebui să fie înghesuială mare aici, deși nu pare la prima vedere. Autobuzul ne-a lăsat aici, în centrul orașului. Nu toată lumea e amatoare de urcat pe stânci. Ceilalți o să rămână aici să se plimbe prin oraș. Eu, clar, vă dați seama că nu pot să ratez asta. O să încerc să urc cât mai sus pe stânca Gibraltar. Așa că ce o să fac eu? O să caut niște scări. O să caut niște scări și o iau la deal. Am văzut niște puncte de observație pe acolo, pe undeva. Cu siguranță este un drum pe unde se poate ajunge cât mai sus. Cam asta e atmosfera de dimineață de aici. Am văzut acolo pe cineva, sus de tot, da, clar, este pe undeva o cărare care să urce. O-i găsi eu cumva, pentru că internetul nu funcționează aici, nu știu de ce. Trebuie să mă duc strict pe bâșbâite. Dintr-o dată atmosferă de Anglia. Și da, aici e aglomerația, aici erau oamenii. Aici sunt cei 30.000 de oameni care locuiesc în teritoriul ăsta minuscul. Într-adevăr, e foarte, foarte aglomerat. În momentul în care găsesc niște scări care să urce în munte, mă duc pe ele. Undeva oi ajunge. Am luat-o pe străduță care urcă în stânga unde mă interesează pe mine. Sigur voi da la un moment dat de scări.
asta e, am găsit niște scări direct pe scări în sus, undeva o ajunge. Sunt convins că este și un traseu turistic undeva pe lângă telecabină, că este și o telecabină care urcă, dar eu vreau să merg pe jos. Să aleg calea grea. Da, clar, pe aici e la deal. Scări rulante, văd că la un moment dat mirama să funcționeze. La ce frunze depuse pe ele, clar n-a mai funcționat de mult. Hai să vedem aici. Dreapta pare să coboare. Facem stânga. Stânga și la deal. Alte scări în dreapta, urcăm pe aici. Un adevărat labirint. În sfârșit, panorame. O, da. Acolo, în depărtare, e coasta Africii. Încep să văd deja coasta Africii. Ah, numai că e norat și se vede așa, ca prin ceață. Am dat din nou de un drumuleț. Am găsit și un indicator, scria Upper Rock. Ah, cred că decolează un avion. Aud motoare turate de avion. Era fain de văzut, da? Din păcate n-am vizibilitate de aici. Da, poate mai decolează câteva. Câte vreme urc aici pe stâncă. Deja am ajuns într-un punct de unde se vede pista aeroportului. Am ajuns prea târziu, cu câteva secunde înainte a decolat un avion. Era interesant de văzut. Asta e, mergem mai departe. Panorame din ce în ce mai spectaculoase avem de aici. Hai la deal, hai la deal! Un loc interesant în drumul meu, un tunel din al doilea război mondial, doar că din păcate e închis. Nu-i nimic, mergem mai departe, începe să bată și vântul aici, e și norat. Citeam despre condițiile meteo de aici, aici cam bate vântul tot timpul, iar în vârful muntelui este un nor care e tot timpul acolo. Ceea ce am și văzut și eu. Panorame spectaculoase, din ce în ce mai spectaculoase. Acolo Spania, aici Gibraltar și acolo undeva e Africa. Poate am noroc și din vârf vedem și Africa. Probabil se poate ajunge și cu mașina pe aici, că văd drum. Da. Asta e, noi am lăsat mașina în Spania. Pe jos, cred că e și mai interesant. A, uite că văd un microbuz care coboară.
Cred că ajung la un viewpoint pe lângă tunurile astea. O, da. Se vede toată pista aeroportului de aici. Super interesant. Păcat că nu vine niciun avion. Ceea ce vă spuneam. Aici e pista avionului și peste e drumul de acces înspre Gibraltar. Interesant, interesant lucru. Trebuie să mă uit pe flight radar să văd dacă vine vreun avion. Aici am mai văzut un indicator cu un tunel. Mă duc să văd despre ce e vorba. Chiar nu e mult până în vârf. V-am zis, are 400 și ceva de metri doar stânca. Clar vreau să ajung și până acolo. Da, hai să vedem ce e cu tunelul ăsta. În sfârșit mai găsesc pe cineva mergând pe jos. Am ajuns la intrarea în tunel, ceea ce o să și fac. Dar înainte, hai să mai aruncăm o privire de aici de sus. De unde se vede și mai bine pista aeroportului. Foarte tare. O coborâre spre un viewpoint și mai interesant. Wow! Foarte de tare! Exact la buza acestei stânci. Am nimerit. Trebuie să mă ascund un pic după stâncă, că altfel nu ne înțelegem. Iar aici, aeroportul. Dacă aici bate așa vântul, îmi imaginez cum o fi chiar sus, pe vârful acestei stânci. Hai să intrăm și în tunel. Un tunel din al doilea război mondial. Wow! Deci nu vine să cred. Efectiv e un tunel săpat în acea stâncă. Mergem mai departe, peste tot sunt tunuri. Genial, genial a fost cine a gândit acest tunel. Săpat în stânca muntelui, de unde poți să observi toată zona. Și să te aperi, bineînțeles. Nu mă așteptam să fie atât de lung, că merg de ceva timp. Aoleu, și încă continuă. Încă coboară. Totul săpat în stâncă. Aici când treci, urlă cineva. Deci toată stânca e
împânzită cu găuri de observație, găuri de tun. A, cred că a venit un avion și nu l-am prins. Asta e. Tot felul de încăperi, magazii. Un loc unde se făceau chiulele de tun. Văd că încă coborâm prin tunel. Hai să vedem unde iese. Aici e o coborâre spectaculoasă, da? Prima dată vreau să văd unde duce tunelul. Efectiv, sunt pe la jumătatea stâncii. Posibil să fie tăiată stânca până în partea cealaltă. Efectiv, să traversezi stânca prin tunel. Clar, e o ieșire pentru că e curent. Deja bate vântul foarte tare. Wow! Cred că pentru un pasionat de Al Doilea Război Mondial, aici ar fi foarte, foarte indicat să vină. Incredibil ce au putut face oamenii aici. E un colț de stâncă ieșit în afară și pe toate părțile au pus tunuri. Iar de afară, bineînțeles, că nu vezi nimic. Vezi doar acele mici găurele pe unde sunt gurile de tun. Hello, sir. Un centru de comunicații aici. Iar de aici vine un curent foarte puternic. Clar, pe aici ieșim în partea cealaltă a stâncii. Incredibil, incredibil, nu mă așteptam la asta. Chiar am citit câte ceva despre Gibraltar, dar despre locul ăsta nu am citit nimic. Și luminița de la capătul tunelului. Hai să vedem unde am ajuns. Un capăt de tunel în partea cealaltă a stâncii. Unde o grămadă de vase probabil așteaptă să intre în strâmtoarea Gibraltar. Super interesant loc. Traversez din nou stânca prin tunele.
vreau să cobor și acolo unde mai văzusem un tunel vertical. Am mers ceva, nu știu, vreo 300-400 de metri, dacă nu mai mult. Doar prin tunele se poate în stâncă. Despre intrarea asta ziceam. Efectiv o gaură în jos. Hai să vedem unde duce. O teorie a conspirației zice că de aici, din stânca Gibraltar, este un tunel care duce până în Africa. Poate o fi chiar ăsta. Poate mă trezesc prin Maroc. Am ajuns din nou într-o cameră. De aici se face un alt tunel. Nezoa. Sunt doar niște încăperi. Niște pivnițe. Ai, ce bun ar fi un whisky dintr-un butoiaș de ăsta. O mai fi prin ele. Sor, ăsta pare cam beat. O fi glojdit tot. Deci, efectiv, stânca Gibraltar este un Schweizer plin de găuri. Un lucru pe care nu-l știam. Înapoi la deal. Tunelul se aude într-un mare fel aici. Tunelul, ecou. Destul de greu de urcat pe aici. The Great Siege. Ce bine e când ești la lumină. Acum, la mine e simplu că eu sunt învățat cu mine de genul ăsta, că am lucrat în mine, nu? Hai să vedem unde mai ajungem. Trebuie să caut din nou scări să urc până pe vârf. Din nou la deal. Am găsit un drumuleț care urcă, n-are un să ducă decât în vârful stâncii, clar. Din nou panorame asupra mării. Din nou la deal. Iar nu-i nimeni pe aici. De regulă, lumea urcă cu telecabina. Da, e o telecabină care urcă până sus. Da, dacă e vremea bună, picioarele-s bune, cel mai fain e pe jos, clar. Înconjurat de păsări. Ar trebui să dau și peste maimuțe, că citeam că aici e singurul loc din Europa unde trăiesc maimuțe. Poate voi da și peste ele la un moment dat. Vedere și mai de ansamblu a Golfului Gibraltar. Pentru că asta e aici în fața noastră. Acolo în depărtare orașul Algeciras. Cred că am citit bine. Iar acolo unde se termină acea peninsulă e strâmtoarea Gibraltar. Poate vedem mai bine de sus. Dar e cam înnorat în partea aia, nu știu. Aici văd că e închis drumul. Cred că era mai scurt de urcat până în vârf. Da, probabil o fi, da. Și văd Ministry of Defense. E ceva de armată. Mergem înainte. Mergem pe drumul ăsta înainte. Mai am foarte puțin până sus. Dar din păcate aici sus e nor. Și nu prea o să se vadă mare lucru.
Da, asta e, trebuie să ajung până în vârf. Doar nu o să mă întorc acum, nu? Ha. Acolo e stația de telecabină. O să mergem și până acolo. Imediat. Dar prima dată o să merg pe aici. Am luat-o pe cărăruie și am ajuns la un releu. Probabil aici e un vârf de stâncă pe care o să mă cațăr. Dacă tot am ajuns până aici, nu m-am văzut un șarpe. Nu mai mă cațăr. Aoleu, ce m-am speriat. Fuu. Cred că era o viperă. Și o amoroare de șerpi. Îți curios dacă am prins-o pe filmare. Da, nu e idee bună. Nu, nu, nu. Nu mai urc pe stâncă. Înapoi. Înapoi pe cărăruie, că e mai sigur. Nu știam că sunt șerpi aici. Acum știu. O să fiu mult mai cu ochii în patru. Da, am micșorat filmarea, am făcut stop cadru și am micșorat-o și da, era o viperă. La nici o palmă de mine. Fuh! Am tras o sperietură pe cinste. E, uite și pe domnii macaci. Mă așteptam să dau peste ei. De regulă ei stau unde e populat, că lumea le dă mâncare. Lumea le dă mâncare. Mai și fură ei singuri de la lume. Aici înspre telecabină e plin de macaci. Maimuțele. Maimuțele zbenguitoare. Ce faceți, mă? Singurul loc din Europa unde poți să vezi maimuțe. Băi, nu veniți la mine. Tăiați-o de aici. Bună ziua. Hello, sir. Păcat că e ceața asta aici, că altfel ar fi fost mult mai frumos. Și de aici clar se vede Africa fără nicio discuție. Văd că este un drum pe unde, pe care se poate ajunge și cu mașina până aici sus. O să mă duc și la telecabină să văd cât costă doar să cobor. Dacă nu, o să iau pe jos, pe aici, pe cărarea asta, la altă, sigur e interesant de coborât și pe aici. Plin de maimuțe care se purecă. Altele aici. Cred că pe aici ajung în cel mai înalt punct accesibil de pe stâncă. Aici, lângă releul ăsta. Mai sus de atât nu se poate, pentru că în partea aia unde e chiar vârful stâncii, e obiectiv militar. Aoleu, ce aici? Nu se vede absolut nimic în partea asta. Nor 100%. Cam atât. Cam atât. Ăsta e cel mai înalt punct. De aici urmează coborâre. Da, o să iau pe o altă rută. Bineînțeles, tot pe jos. Nu mă duc cu telecabina. Înapoi pe aleea macacilor. Ăștia încă se purec aici. Deci eu am urcat pe aici,
am urcat aici spre telecabină. Acum voi coborâ pe aici, pe unde urcă mașina asta. Și poate, după ce ies din nor, voi vedea Africa. Dacă nu e înnorat și încolo, peste ocean. Oricum, aici e un punct interesant, locul unde se unește Marea Mediterană cu Oceanul Atlantic. Deci nu vine să cred. Am găsit aici niște scări. Care par să ducă jos. Super interesant. Am impresia că pe aici voi coborâ. Pe aici printre maimuțe. Sper să nu fure telefonul. Trebuie să țin bine de el. Că am mai pățit. Am mai pățit de mi-au luat cablu de la microfon, că era roșu. Acum n-am microfonul la mine. Văd multă lume mergând în partea asta la altă. Mă duc și eu să văd despre ce e vorba. Maimuțele au pus stăpânire pe mașini. Sper să nu-mi sară vreuna în cap. Că, da, știu, de prin Asia pot deveni agresive. Da, aici e un loc unde te plimbi pe o podea de sticlă deasupra hăului, doar că nu prea se vede mare lucru fiind norul ăsta. Probabil într-o zi senină e spectaculos. Da, acum mare lucru nu se vede. Da, voi urca și eu. Oricum voi urca. Despre podeaua asta e vorba. Total neinteresantă pe ceață pentru că nu se vede nimic. Chiar dacă ești la 400 de metri deasupra mării, nu e nicio problemă. Pentru că mare lucru nu vezi. Doar ceață. Ceață densă. Aici n-are rost să mai mă duc, pentru că din nou e ceață și nu se vede absolut nimic. Așa că asta a fost vizita pe vârf. Mă duc înapoi înspre oraș. Și încă nu știu pe unde să o iau. Să iau pe acolo printre maimuțe și vipere? Sau să iau pe aici, pe unde urcă și mașinile. Greu de decis, dar sunt destul de speriat eu de vipere. Deși ăla e cel mai spectaculos traseu, clar. Dar eu sunt Marian Adventures și ghiciți ce? Pe acolo voi merge. Hai să vedem. Urați în baftă. Sunt bine hrănite maimuțele, n-ar trebui să aibă treabă cu mine. Dar na, un risc tot există. Văd și aici un avertisment. Asta e, urați în baftă. A, uite că mai e cineva care coboară. Deci nu voi fi singur. Atenție la șerpi și maimuțe. Acum eu știu, n-ar avea de ce să aibă treabă cu mine. N-am mâncare la mine. Știu iar un lucru din Asia. Nu e bine să le privești direct în ochi. Că nu le place. Da, uite că mai e lume care coboară. M-a speriat degeaba. Că nu-i chiar așa periculos cum se spune. Da, da, e clar, cel mai spectaculos traseu. Hai la vale de data asta. Spectaculos, absolut spectaculos.
Mă bucur mult că am reușit să ajung în Gibraltar. Gibraltarul e de multe, multe vreme pe lista locurilor unde vreau să ajung. Și acum, dacă s-a nimerit așa să fie zborurile ieftine din Azore înspre casă pe aici, de asta am ales escală în Malaga mai multe zile. Pentru Gibraltar, de fapt, eu aici vreau să ajung neapărat. Foarte încântat că am reușit și da, Gibraltarul se ridică la așteptări. Mă așteptam să fie fain, mă așteptam să fie extraordinar, exotic și cum ați văzut și voi, și așa a fost. Hai la vale, hai la vale. Mai e lume care coboară, dacă știam de treptele astea, clar, pe aici alegeam să și urc. Dar n-am știut, le-am găsit așa, din întâmplare. Hai și mai la vale, pe lângă maimuțică. Nu, no, scuminți, n-au treabă cu mine. Sunt pașnice. De fapt, de ce n-ar fi, dacă-s bine hrănite? N-au de ce să devină agresive, doar dacă te iei de ele, probabil. Ah, de vipere am și uitat. Că pot fi pe aici, pe zidurile astea. Dar na, fiind mai multă lume, poate totuși au fugit. Sper. Deci toată coborârea asta e mega, mega spectaculoasă. Îmi imaginez cum era dacă găseam ăsta la urcare. Da, ratam tunelul. Ratam tunelul, care și ăla e extraordinar de interesant. Așa că a fost foarte bine cum s-a nimerit. Africa tot nu se vede încă decât foarte, foarte ușor prin ceață. Vârful muntelui e tot în nor. Mă rog, a stâncii. Asta e. Asta e, tot am prins vreme destul de bună, că putea să fie o zi ploioasă și atunci, clar, nu vedeam absolut nimic. Îmi cam tremură un pic picioarele. Am băgat azi ceva kilometri, clar. La deal. Foarte la deal. Chiar dacă-s numai 420 de metri, îi cam simt. Bună ziua! No, ăla e în drum. Acum, cum trec peste el? Bă, tu aloc, nu ți-ai găsit să dormi. What? Alți purecoși. Băi, purecilelor. Ce faceți acolo? Aveți mulți pureci, eh? Cred că sunt pe la jumătate. De acolo vin, pe zid, pe zid, pe zid. Și de aici mai am cam atât până jos. Iar se pure că doi în drumul meu. Trebuie să sar peste ei cumva, din nou. Ăsta s-a uitat unul la mine. Dar n-am ce face, cumva trebuie să trec. Băi, dați-vă din cale. Am găsit o coajă de banană să-i ademenesc cumva. Băi, uite ce am. Nu-ți pasă, eh? Dă-te bă mai încolo. Ups, n-am făcut bine. Bă, lăsați-mă în pace!
Lăsați-mă să trec, atâta vreau. Hai că s-au apucat de purecat în partea aialaltă. N-am ce face, trebuie să trec pe lângă ei. Am tăiat-o. Am scăpat. Deci ăla părea agresiv. Pățești. Poate să muște, poate să te zgârie, nu știu ce poate să-ți facă. Dar, na, e un animal sălbatic până la urmă și el se apără. El se apără cum știe el, cu dinții și cu ghearele, nu? Sper să nu mai fie alții. Mi-e frică de o maimuță, asta. Am ajuns la drum. Până aici au fost acele scări spectaculoase. De aici voi merge pe drum până în centru. Din centru voi lua autobuzul până în vamă. Și voi merge la mașină unde trebuie să mă întâlnesc și cu restul grupului. Haideți să vă arăt un indicator cum n-am mai văzut. Ha? Cel mai nașpa indicator rutier pe care l-am văzut în viața mea. Am dat peste alte scări. Clar mă bag pe ele. Cu atenție la sărpălăi. Că am văzut acum și indicator rutier cu sărpălăi. De asta am cea mai mare oroare. De șerpi mi-e mult mai frică ca de maimuțe, ca de lei, tigri și alte animale. Sper să nu fie și prin copaci. Dar din câte știu eu, viperele stau doar pe sol, pe pietre calcaroase, cum e aici. Așa că sunt cu ochii în 14. Hăt! Din nou drum care se închide aici, dar e undeva o cărare, cred că aici, da, acelea scări, cred că astea sunt, altele nu văd pe unde ar putea fi. Mai am foarte puțin până în oraș, oricum. Da, pe aici e clar. Pe aici e cărarea spre oraș. Și ajung cu bine în oraș. Deja dau de case, dau de civilizație. Mai rămâne să văd cum ajung în stația de autobuz. Din nou pe străduțele întortocheate. Mă duc încolo. O ajunge eu la o stradă pe unde circulă autobuze. Deși e de vreme încă, probabil ceilalți din grup sunt tot pe aici, prin Gibraltar. Problema e că nu merge internetul. Eu am găsit cum să fac, dar ceilalți nu știu. Ei n-au net. Trebuie, eu am un Orange și se pare că Orange-ul n-are roaming în Gibraltar.
dar am pus pe căutare rețele manuală și am selectat rețea din Spania, că doar e aici la câțiva metri. Și funcționează chiar foarte bine. Dar ei nu știu treaba asta și nu am cum să le spun. Asta e, ne-am găsit noi cumva. Una peste alta, Gibraltarul pentru mine a fost o aventură pe cinste, fix marca Mariana Adventures. Am ieșit din nou în strada pietonală aici sub un jacaranda înflorit. De aici n-am decât să urmăresc strada asta și ajung clar la stația de autobuz. Fix în stația unde ne-a lăsat autobuzul. Am plecat așa pe repede înainte și am uitat să iau apă la mine. Așa că tot traseul ăsta l-am făcut fără să beau apă. Vă dați seama cum merge acum la coborâre o berică. M-am pus aici la o terasă, mi-am luat o berică să mă relaxez, să mă odihnesc un pic. Clar o să fac febră musculară. Beau berica și după aia mă duc spre mașină. Sper să mă întâlnesc cumva cu restul grupului. Sunt atunci. Ca un să mergem. Și dacă tot sunt pe un teritoriu britanic, ce puteam să-mi iau de gustare, nu? Fish and chips. Fish and chips. Destul de bunice. 12 euro m-a costat berica plus fish and chips, care au venit absolut la fix după atâta efort făcut pe stânca Gibraltar. Merg mai departe, mă duc să văd cum mă descurc să iau autobuzul înspre vamă și după aia să trec înspre parcare. Să mă întâlnesc cu restul la mașină. Am găsit repede autobuzul. Am demers foarte puțin până la vamă. Vreo 10 minute, ceva de genul. Autobuzul m-a lăsat în vamă, iar e coadă, dar știu că merge repede, nu fac probleme. Înapoi la mașină, am plecat înapoi spre casă. Ne mai oprim pe drum în San Pedro de Alcantara. Am văzut și acolo niște locuri interesante. Vizităm și orășelul ăsta. Și pentru cei care m-au criticat că conduc după ce am băut o berică, eu niciodată nu conduc după ce ciugulesc ceva. Am șofer, întotdeauna conduce Ramona, ca să știe și cei care sunt cărcotași. Și da, la Ramona îi place să meargă pe banda a doua foarte mult. Asta fiind o glumă, bineînțeles. Și dacă tot sunt la capitolul de băgat în seamă haterii, eu întotdeauna o să-mi spun părerea mea proprie despre locurile pe care le vizitez, chiar dacă nu e la fel cu a tuturor. Da, mie nu-mi plac stațiunile spaniole, asta e, o spun și o susțin în continuare. Mie da. La Ramona îi plac, la Gelu îi place, mie nu-mi plac. Ajungem în San Pedro de Alcantara. Vom merge în centrul orașului. Ieși din sensul giratoriu pe... Am parcat în centru San Pedro de Alcantara. Foarte frumos aranjat aici. Mergem spre centrul orașului într-o plimbare ușoară. Asta am văzut noi interesant aici în San Pedro de Alcantara pe hartă, și anume acest pod. Acest pod care traversează orașul.
un orășel frumos, îngrijit, flori multe, curățenie. Frumos pe aici. Am ajuns acasă unde m-am apucat de gătit. Am luat niște creveți pe care i-am pus aici. Am pus niște ulei de măsline în tavă, după care am pus niște felii de roșie. Peste roșii am pus creveții, după ce am ținut un pic în zeamă de lămâie cu sare și cu piper. I-am așezat creveții peste roșii, după care am pus din nou un strat de roșii și lămâie deasupra. Mai stropesc un pic cu ulei de măsline deasupra și totul merge la cuptor. Cam ăsta e rezultatul. Creveții sunt gata. I-am scos acum de la cuptor. Arată foarte bine. Foarte buni e creveții. O masă pe cinste aici pe Costa del Sol. O să-și încheie aici acest vlog. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal și dacă n-ați făcut-o, eu vă rog mult să o faceți, că pe mine mă ajută mult o abonare, mă ajută mult un like sau un coment de la voi. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog, de aici de pe Costa del Sol, eu vă spun la revedere!